bază modernă de canotaj. Și voiam să vă întreb dacă asta este până la urmă în realitate soluția optimă, cele trei containere care nu au sursă de apă și nu au sursă electrică. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte referitoare la proiectul până la urmă pe care îl aveți pentru canotori. Și întrebarea a doua este referitoare la proiectul de hotărâre pe care l-am depus. Proiectul de hotărâre ce viza închirierea cu titlu gratuit a terenului din Timocului 33, de mai bine de 2 luni de zile, domnule primar, este blocat și nu a ajuns pe ordinea de zi a consilierilor locali. Și vreau să vă întreb și cu privire ce se întâmplă cu privire la proiectul de hotărâre pe care l-am depus eu. Mulțumesc! Domnul primar, vă rog. Da, mulțumesc, doamna consilier. A doua întrebare despre proiectul de hotărâre mă surprinde un pic pentru că noi am întrebat canotorii și ne-au spus că acest teren nu sunt interesați de el, adică presupun că pentru dare în folosință sau în închiriere gratuită trebuie să fie de acord și ei, că nu putem să-i forțăm. Da, dacă aveți alte informații, ok, putem să și supunem la vot, dar ei nu consideră că acest teren pe care l-ați identificat este prielnic pentru o astfel de bază. Iar la prima întrebare, iarăși pot să răspund destul de clar. Terenul respectiv, la fel ca și secția de canotaj, sunt la CSM, la Clubul Sportiv Municipal, care, deși numele lui pare să sugereze asta, el nu este în subordinea primăriei. În momentul în care clubul va veni la noi cu un proiect și o să ne roage să-l susținem într-un fel sau altul, bineînțeles că noi vom face acest lucru. Deocamdată asta nu s-a întâmplat. Eu, din discuția mea cu Elisabeta Lipa, am înțeles că va și urma o cernere internă, să zicem, ca să mă exprim diplomat, acestor idei și planuri. Deocamdată mingea este la acest club. Încă o dată, secția de canotaj nu este la primărie sau la municipiu și responsabilitatea este la club. Noi ajutăm cu tot ce putem, dar noi nu putem să jucăm noi meciul în locul lor.